același bine m-a găsit la proful mai pe exerciții de matematică. Pentru a masă, clasa a cincea. Te rog, mi-ai dat? Acum, dar m-am găsit. Deci varianta pentru teză. Varianta pentru teză. Teză. 1. Atenție maximă, toată lumea. Calculați. 15.340. 15.340 împărțit la 20 plus 32 ori 15 minus 389. Asta e la A mic. Da. Și la B? Acolo atât. 1 plus 2 ori. Paranteză pătrată, 1 plus 2 ori. 1 plus 2 ori, paranteză rotundă, 3 plus 2 ori 5, 3 plus 2 ori 5, închideți rotunda pătrată, minus 50, închideți acolada. Minus 50, închideți acolada. Hai să vedem, cine lucrează, domnul profesor? La marș, hai să zic, Daria, hai. Pentru A, atenție, primii 2-0, ca să... Așa, pentru pățile astea, pentru primii 2-0. Acum am pățit prin 10. Acolo se dă 767. Deci 2 în 15, 7 ori. Apoi de 6 ori. Deci de 6 ori și... Și apoi din nou de 7 ori. 7 ori e bine? Da. E bine, nu? Că 1500 de învățată e perfect. Plus? Plus 32 ori 15 care vă... Da, să vedem 32 ori 15, facem de-o parte. 780. 32 ori 5, 480. 480. Da, 480. Da, plus 480. Iată cum am controlat eu, că erau probleme. Dacă ar fost 20 ori 30, făcea 600. Și așa filma 15, zic, nimic, dai mai puțin. Deci, controlezi și așa. Da. Așa, 480 minus 389. Minus 389 este egal cu... Ia să vreau să vedeți, să vedem 389, fiecare face calculul ăsta. Nu pot să fac deodată adunare și scădere, deci fac 7 la unități, 6 și 8, 14, 7 și cu 8, 5, face 7 și cu 5, am zis aici, nu? 75, 12. Deci încă o dată 7, 6 cu 14. 1247. Și acum minus 389. Și acum minus 389 este egal cu? 858. Da, corect. 858. Da? Deci a zis 9 din 17, 8. 5 din... cât vine aici? Nu, 8 din 13, 5 și 3 din 11, 8. E corect. Bine. Pentru B. Cine lucrează? Lucrează la B. A, bine. Eu? Da. 1 plus 2 ori. 1 plus 2 ori. Acolo era. Da. Ce-am pus acolo? 1 plus 2 ori, paranteză dreaptă. Paranteză dreaptă. 1 plus 2 ori 13. 13 face aici, da? Da? 10 și cu 3, 13. Deci 2 ori 13. Și vine paranteza minus 50. Da, și minus 50. Și rămâne 1 plus 2 ori 2. Eu cred că acolo a fost din prisos. Exact, da, acolo și da, deja. A? Deci n-a lucrat niciun rost, da? 2 ori 27. Deci vine 1 plus 2 ori... 27. E da, vine 27, da, da, da. Minus 50. Da, egal cu... Egal cu 1 plus 54. 1 plus 54, minus 50. Minus 50. Care va da 5. 5, da? Da. 5. Că 55 minus 55. Perfect. Cât e 10 puncte la fiecare, cât e 5 puncte la fiecare, diferit. Da? Deci, ca să vă evaluați, da? Care a fost corect, cât e 5 puncte vă dați. Da. 5 la 5 la 10. Și 5 puncte la... Ca să vă puneți nota la sfârșit, da? Da, ne punem mâna. Mai cei care ați lucrat corect, da?
Determinați numele naturale în baza 10 de forma. Determinați numele naturale în baza 10 n de forma. De forma 1x, 3, 4x. 1x, 3, 4x. Deci așa. Da, de divizibile cu 2, cu 5 și cu 10. Divizibile. Divizibile cu 2. Cu 2. Divizibile cu 5. 5. Și divizibile cu 10. Și cu 10. Deci se împarte la 2, la 5 și la 10. Interoperat, ultima cifră ar fi 0. Da, de ce ar fi? Pentru 10 nu se poate decât la un număr care se termină 0. Deci trebuie să fie 10, da? Da. 5 se poate la un număr care se termină 0 și 5. Și la aceeași x o să fie 0. Da, și la 10, mi-i trebuie să fie 10. Da, da, la A, domn profesor, la A divizibile cu 2, la B divizibile cu 5 și la C divizibile cu 10. Deci nu simul, da? Nu, nu. Deci sunt mai multe... Divizibile la... Să fie divizibile. Cu 2. Divizibile a mic. Da, cu 2. Păi nu fie divizibile la 2, așa trebuie să scrie. Așa trebuie să scrie. De divizibile la 2. Cine este, mă? Lucrează acum... Da. Nedivizibil la 2 înseamnă că ultimul x, x va fi sigur o cifră pare. Adică? Poate să fie... 0, 2, 4, 6 și 8. Deci, n aparține mulțime, răspunde deodată. 0. Adică 1, x, punem pe x acum. 1, 0, 3, 4, 0. Deci 1000 sau 10.340. Apoi. Al număr, cine mai știe? 12.342. 342, fix ul 2, apoi. Da? Zi-mi, Ștefan. 14.344. 16.346 și? 18.348. 348. Iată, acestea sunt variantele. Acum, B mic, N divizibil la 5 parte era, nu? Da, da, da. 5 era următorul. Adică n-a aparține numerul ce x poate să fie, care este numărul? 15.345. Da, 15.345. El a văzut repede când ultima cifră este 5. Și 10.345. Și x-ul poate să fie 0. Și 10.000 340. Și atunci ce se împartă la... Și divizibile cu 5. La 5. La 10. Am fost 10. Și nu divizibile la 10. Și atunci o să fie doar o variantă, care este 10.340. Atunci nu aparține obligatoriu, doar numărul de numărul, mulțumim format din număr 10.340. Da. Punctajul aici cât a fost? 10 puncte pentru toate 3. 10 puncte. Bun. 10 puncte pentru toate 3. Da, aveți. Eu aș distribui așa. Pentru ăsta 5 puncte, că sunt mai multe numere de scris. 3 puncte pentru ăla, nu? 3 pentru ăsta și 2 puncte aici. Așa îl distribui pe cele 10. Și ne scrie cum scrie în carte sau o faci. Așa, deci când vă dați puntajul, așa vă cam puntajul ăsta. Da, e simplu. Adică am împărțit pe cele 10 puncte, da? Mergem la 3. 3. Se dau mulțimile. A egal cu. Se dau A mare egal cu. 1, 6, 9, 10. 1, 6, 9, 10. Mulțimea B mare egal cu. 1X, 6, 9. 1X, 6, 9, 9. Dacă A este egal cu B, aflați numărul X. Dacă A nu. Dacă A este egal cu B, dacă numărul A mare este egal cu numărul B. A mare, dar cu B mare. Deci dacă mulțime sunt egale. Da, aflați X. Atunci X egal cu cine? 10. X egal cu 10. Așa este, nu? Că sunt comune 1. Da. Că două mulțime sunt egale, că n-au aceleași elemente. Da. Și atunci X egal cu 10. Terminați. B mic.
Atât, atât, domnul profesor. Atât. Pentru asta 5 puncte. 5 puncte. Ce am pus în partea autorului? Dacă știm că două mulțimi sunt egale. Corect. Două mulțimi sunt egale, când au aceleași elemente. 4. Aflați numele de angulare X și am X știind că... Față. X și am X știind că... Știind... Aici da. Avem subpunct. Am X. X plus 4 egal cu 144. X plus 4 egal cu 144. Rezultă X egal cu... 140. 140. 5 puncte dacă zicea asta. 5 puncte. X plus 16 egal cu 25. Ce puncte? Foarte tare. Ce? A plus A plus AA barat plus AAA barat egal cu 369. Doamne profesor, pe asta e foarte simplu. Să vedem. Scriem A plus 10A plus A plus 100A plus 10A plus scriem în baza 10. Da. Deci echivale. Cu scrie. A plus 10A 10A plus, A plus 100A plus 100A plus 10A plus A plus A egal cu 369. Și acum numărăm câți de A sunt. Și câți sunt de A de A? 123. Da. Așa este? 123A este egal cu 369. 123A egal cu... Și atunci A o să fie egal cu 3. De unde A egal cu 3. Și asta cât e? 5 puncte. 5. Da, deci aici... Deci autorul a fost aici mai dur. Da, unde e mai ușor, îi dă mai multe puncte, unde e mai dur, îi dă mai multe. Ca să-i ajute. Exact, ca să vă obțineți o notă mare. E profesorul care este foarte docent. Ce, da. 5? 5 puncte aici. 5. Exercițiul mă vreau. Altfel, altfel mai putea să face? Printr-o observație. La unități vine... A plus A plus 3 ori A. De 3 ori A este 9. Corect. Și atunci au venit 3. Și la 10. A plus A trebuie să fie 6 și un singur A trebuie să fie 3. Da. Sigur că da. Deci la sute 3, 300. La 10 de 2 ori 10 de 2 ori 3, 6. Și la unități A plus A plus A se fac 9. Deci toate condus spre A egal cu 3. Deci toate variantele da. Condus la unități 10 și 100 condus spre 3. Deci observați rapid ca să nu mai scriem în baza 10. Să știți că observația făcută este corectă. Și cum deci, scriu? Cum scriu? Scriu așa. A. Pentru unități. Unitățile, da? Rezultă A plus A plus A. 3A egal cu 9, A egal cu 3, nu? Cifra unităților, practic. Cifra unităților. Și care însemna 3A egal cu 9, rezultă A egal cu 3. Cifra 10-lor, Z de 1. Cifra 10-lor, da? Cifra, invers, cifra 10-lor. Cifra 10-lor, da? La cifra 10-lor, A plus A egal cu 6. Mă duceți pe A, tot 3. Da. Și condus da. Fiind la același A, eu numai atât am făcut observația și rezultă la, și la sute, da, un A egal 3. Da? Cifra sutelor, ce ies, înseamnă A egal cu 3 și toate variantele analizate ne duc spre A egal cu 3. Bun. Vezi 5 puncte. Deci, la ce era 5 puncte, da? Bine. Exercițiul numărul 5. Da. Deci 5 puncte aici, da? 5 puncte. 5 puncte. Bun. 5. Calculați. Ani, 9 la 0. Calculați.
Plus 1 la 8, da? Nu, la 0, plus 1 la 8, da. Plus 8 la 1, da? 8 la 1. Minus 0 la 2004. 0 la 2004. Cine vorbește în problemă? E cam tu? Ștefan. Ștefan. 9 la puterea 0 vine 1. 1. Plus 1 la 8, da. Plus 8. Da. Minus 0. Nu știu ce facem total. Egal cu 10. Egal cu 10. 5 puncte. 5 puncte. 7 ori 2 la puterea 1997. A fost, da. Da, bine. 7 ori 2 la puterea 1997. 1997. Minus 6 ori 2 la puterea 1996. Minus 2 la, ori 2 la puterea 1998, e calcul. Așa. Cine vorbește aici, domn profesor? Cei de-a șasea, poate vor și. Dacă vor, dar dacă vor. Nu discutăm. Da. Ei sunt cei care urmăresc acum. Sigur, dacă vrea unul dintre voi. Eu mă gândesc că pe 1997 putem scrie ca 2 la 1996 plus ori 2 la 1. Ori 2 la 1. Ca să-și construiesc că fac tot comun. Da. Deci, merg pe mâna ta și zic așa, 7 ori. Te rog să vorbești. Ori 2 la 1996 ori 2 la 1. Corect. 6 ori 2 la 1996. Minus 2 ori 2 la 1996 ori 2 la 2. Acum... Corect. Dau tu? Dau un factor comun pe 2 la 1996. 2 la puterea 1996 pe lângă. Pe lângă 7 ori 2. Din prima dată la 7 ori 2 care e. Să schimb așa ca să înțeleg că acum 7 ori 2. Minus. Minus 7 ori 1, 6, minus 2 ori 4. 2 ori 4, 8. Și face 2 la puterea 1996 ori 14. Ori 14, minus 7, minus 8. 6, 8, 14, 14 minus 14, 0. 0. Și orice mărunt, 0. Da, poți? 0. Da? La 2? Da. 5 puncte, dar trebuie să zicem dacă vă dă 5. Da, dar hai să vedem aici. Pornirea a fost importantă. Sigur că da. Factorul deci dacă nu sesizăm scrierea lui 1997 cu Arturul 1996 da. Și al 1998 cu al 1996, nu putem. Nu facem exercițiu. Nu facem. Deci, spui știință, dacă aș știut, vă notați cu 5 puncte. Deci, dacă nu puneți 5 puncte, că noi băieți să la toată lumea 10. Dar... Deci, știți cu voi. Spune-mi, domnule, aici nu mă prindeam. N-am pornit așa. Nu m-am făcut așa, nu știam să pornesc, e povestea voastră. Da? Da. Bine, 6. Comparați. Amic. 2003 la puterea 0. 3 la puterea 0 cu 0 la puterea 2003. 0 la 2003. Cine e mai mare? Eu. Ștefan. Eu știu 2003 la 0. De ce? Pentru că de 1 și 0 la 2003 dă 0. Corect. Exact. E ca și cum aș spune că 1 e mai mare decât 0. 5 puncte. 5 puncte. Pe bune? Da. Pe. 5 la 300. Asta a fost, da. Da. Veu. 5 la 300. 5 la puterea 300. Cu 5 la a doua, totul la puterea 150. A, nu e așa. Cine vorbește? Cine vorbește? Da, de. Egale, sunt egale. De ce, mă? Pentru că 5 la 300 da. Egal cu 5 la 300, că 2 ori 150. Da. Așa de tot la puterea. Deci este ca și cum aș spune că 5 la 300. E egal cu 5 la 300. Așa. 5 puncte și la asta. Eu zic. Ce? Ce? 10. 3 la a doua, totul la puterea 10. 3 la a doua, totul la 10. Cu 2 la a treia, totul la 10. Cu 10, nu? Cu 2. 2 la a treia, totul la 10. Totul la 10. Cine vorbește? Deci 2, 3 la a doua, totul la 10, cu 2 la 3-a totul la 10-a.
Ia să vedem, Ștefan. Dacă putem să calculăm 3 la 2 și va da 9 la 10 și la 10 și 2 la 3 ca să 8 la 10. 9 la 10 și cu vecinul său 8 la 10. Și având același expunere. Nu se pute. Cine e mai mare? 9 la 10. Da? 5 puncte. 5 puncte. N-a fost aici o treabă foarte grea. Da. Eu aș fi dat așa aici. 3 la 20 față de 2 la 30. Deci nu vă dădeam așa, simplu. Tu, voi ce ați trebuit să faceți aici? Să nu te faci aici. Asta. Corect, așa le-aș fi dat și eu. Sigur că așa merită să fii pus la încercare. Deci 3 la 20 față de 2 la 30. Dar dacă vă dădeam 3 la 20, nu, 3 la 20, 3 la 9, 3 la 20, 8 la 3 la 20, 2 la 3, 2 la puterea, fii atent aici, 2 la 29 față de 3 la 20. Păi era ușor. Da. Aduceai 2 la 20 ori 2 la 9 într-un fel de descompuneai. Am înțeles. Tu în loc de 2 la 29 zice 2 la 20 ori 2 la 9. Da? 2 la 20 ori 2 la 9. Păi da, fă-te. Nu, terminam pentru sigur că da. Și? Vreau un telefon. Da. Deci eu aici am făcut o mișcare foarte dură. Deci m-am cerut să vedeți. E 2 la 29 cu 3 la 20. Și v-am scos din cursă. Da. Păi, putem să spunem că 2 la 29, putem să spunem că 2 la 30. Da, să compari 2 la 29 cu 2 la... Eu știți care de ce e mai mare? Care? După mine. Așa. Da, asta nu spune la punctele de la teză. 2 la 20 ori 2 la 9. Pentru că chiar dacă 3 la 20 e mai mare decât 2 la 20, dar 2 la 20 mai are încă un surplus. Înțeles? 2 la 20. Deci, 2 la 20 e mai mare decât 3 la 20. Pentru că chiar dacă 3 la 20 e mai mare decât 2 la 9, 2 la 20, dar ăsta, 2 la 20, mai are un surplus, care l-a ajutat să-l întreabă. Dar, profesor, eu spun... Păi, o secundă, să-l urmăne și pe el, că să stai tu să ne explice ceva. Și pe mă interesează ce vrea să... Deci, dintre astea două, care crezi tu e mai mare? 2 la 29. 2 la 29 e mare. Ștefan, tu ce zici? 2 la 29 ar fi mai mare decât 3 la 20, da? Da. Da, dar baza e 2 din coare și 3. Domnule, eu spun că 3 la 20 mai mare. Și eu 3 la 20. Pentru că data trecută, de data trecută a fost 3 la 20 și 2 la 29 și tot 3 la 20 era mai mare. Deci 3 la 20. Și acum este 2 la 29. Adică care mai mic de 2 la 30, care era în cealaltă parte. Da, 2 la 2. Deci eu cu 2 la 30. Deci cum ar fi mult mai mic decât... Da. Deci, atenție, observă bine... 2 la 29 e mai mic decât 2 la 30. Deci, și în cealaltă parte, oricum era mai mic. 2 la 29 e mai mic decât 2 la 30. Dar 3 la 20, 3 la 20 sunt egale. Și în cealaltă era 3 la 20 mai mare. Și asta, 2 la 30 e mic față de 3 la 20. Da, pentru că și cealaltă dată. Foarte tare. Deci ea observă așa, că 2 la 29 e sigur mai mic decât 2 la 30. De ce e mai mic? Pentru că au aceeași bază și exponentul din partea asta este 29, din partea acesta este cât exponentul? 30. Deci dacă în cealaltă parte a fost mai mic... Dar 2 la 30 am arătat că e mai mic decât 3 la 20. 20. 2 la 30 cât a făcut? A fost 8 la a 10-a și ăsta altul este 3 la 9 la a 10-a.
Deci de astea doi ne-am clarificat mai înainte. Eu știți ce am făcut, hai să vă spun. Deci m-am dus mai în stânga decât era inegalitatea. Și în momentul ăsta v-am scos din cursă. Erați în panică. Pentru că dacă nu sesizați că trebuie comparat 2 la 29 cu 2 la 30, cum a spus Dania, i-au spus foarte bine așa. Erai tentat, Davide, să spui că ăsta e mai puternic decât asta, da? Dar uiteai că bazele sunt diferite. Da. Și baza aleargă foarte tare. 3 la ceva, zici 3 ori 3. De exemplu, 3 la 2-a... Face 9. Da, și mai mare decât 2 la... A 3-a. A 3-a. Care fac eu. Ăsta e miezul problemei. Să știi, tot timpul... Aici se pleacă, Darius. Davide. Darius. Tot timpul asta e șmecheria. Faptul că 2 la a 3-a, 2 la a 3-a, e mai mic decât 3 la a 2-a. Ăsta este miezul problemei. Da. Și acum ne ridicăm ambii la cât vrem noi. Totdeauna propunători de ghișiții. Fac așa astăzi șmecherii. Știu niște, cum să spun, niște, sau niște speculații. Merg să arat chestia asta, pentru că este important să vedeți câte... Doamna profesoră, eu aș putea acum scriu și 2 la 30. La domnul profesor, vreau să vă arate, că doar una cu treaba de asta, deci, și se ridică și se duce pe lângă ceva. Deci să pleacă de la un adevăr. Aici da, e toate chestia. Dar atunci, degeaba e baza mai, exponent mai mare dacă e baza mai mică. Sigur că da. Deci lucrurile trebuie să bine luate în calcul și bine și corect măsurate ca să putem și să înțelegem de unde vine. O să las aici, vreau să fac o pauză pentru că vreau să vă convinc de un lucru. Deci, totdeauna, 2 la a 3-a e mai mic decât 3 la a 2-a, dar totdeauna... E 8 e mai mic ca 9. Exact cum aș spune, 8 e mai mic ca 9. Lucru știu. Vreau să spun 8 mai mic ca 9, zic 2 la a 3-a față de 3 la a 2-a. Și acum, ridic pe ambii la același exponent. La cât vreți să vă zic? La? 3 la 2. La, să spun, la 15. Păi logică 3 la 2, tot la 15. Deci vine 2 la 3, tot la 15. A, da. E mai mic. Deci 2 la 3, tot la 15. Dar acolo este mai sus decât 3 la 2, tot la 15. Cum? Ce n-am scris, te rog? La 2 la 3, n-am scris. 2 la 3, 2 la 5, părce mai sus. Nu. Păi asta e observația dinainte. Că e 8 față din 9. Și acum ridic și la 15 și stânga și dreapta. 3 la 2, totul la 15. Păi 3 la 30. E 2 la 45. Deci se duce 2 la 45. E mai mic. 2 la 45. E mai mic decât 3 la a 30. Da. Deci 2 la 45. E mai mic decât 3 la 10. Dar putem să le aducem pe amândoi la... Stop! Și acum eu fac o șmecherie care să însemne ce? Blocaj total. Da. Mă duc aici și pun 2 la 44. Da. Că cobor. Dar putem să... Să-i băgăm în bază la exponentul 5. Cum se băgă? Adică să facem 2 la 9, tot la 5, și 3 la 6, tot la 5. Păi da. O să-i faci. Dar eu acum, ca să te depărtez de la adevăr, să mai observ tu, bag aici 3 la 31. Da? Atenție! Și nu mai zice comparați pe 2 pe... Și nu spun comparați pe... 2 la 4, 15, 3 la 30. Unde tu ai șanse să te duci înapoi. Și zic, comparați pe 2 la 44. Cu vecinul său. 3 la 31. Voi logică 3 la 31. Păi cum logic? Ba nu este 3 la 31, acum este 2 la 44. Pentru că el s-a înmulțit cu 15. Deci nu se păstrează relația asta? Deci, tu Daria, dacă e eu... Care e mai mare? Care e mai mic?
care mai e 2 la 44. 2 la 44. Da, deci poți să fie mai mic. Dar dacă nu ai acasă. Dar eu acum mai fac o mișcare ca să mă depărtez de problemă. Exact. Dar și așa îți depărtați, vă zic eu. Și zic aici 4 la 11. Și zic 2 la puterea 4 ori 11, față de vecinul său, 3 la 31. Și ștergi tot, inițial. Și voi nu vedeți nimic de spate. Voi nu vedeți în spate. Toată este creația mea, a procurătorului. Este mai mic 2 la 4. Și 2 la 4 face când? 16 la 11. 16 la 11. Cu vecinul său, 3 la 31. Și știi ce vreți în față? Dar noi nu ce vrem să ajungem. Ca să demonstrați. Voi, asta e greșit propus de mine. Să se compare 16 la 11 cu 3 la 31. 16 la 11 e mai mare. E mai mare, nu? E mai mic, e mai mic, e mai mic. E mai mic. Uite, de ce am făcut? Nu, dar hai să-mi dați. Da. Deci pe toată povestea asta, eu v-am arătat cum anume propunătorul, când stă el de vorbă cu el însuși și își propune să facă o negheșință tare. Complicat. Complicat. El începe de la un adevăr, cu 8 mai mic a 9, care se traduce 2 la 3, mai mic între 3 la 2. Da. Ridică la pe ambii la o putere, cât își propuneam, 15 ani să ne da? 25, 27, 31, n-are importanță. 100. Înmulțește acolo și ajunge la până la 45 față de 3 la 30. Știi că este adevărat asta. Doar în cea de sus. Da, da, da. Să aflăm interiorul... Ne gândim la un exemplu și... Nu, plecăm de la un adevăr. Da. Că 8 e mai mic decât 9. Lucru pe care îl traducem 2 la 3 față de 3 la 2. Ridicăm ambii așa. Asta e adevărat. Dar și asta, când am scăzut un singur exponent din 45 și a făcut 44, e adevărată și ea. Ăsta e mai mare. Pentru că au aceeași bază, iar exponentul e 44, ne face 45. Dar noi interză scriem, cum scriem asta? Asta, no, acum. Nu, nu, vezi, tu nu știi asta. Tu nu știi cum scriem. Dar cum, dacă eu îți propuneam exact. să se compare. Da, asta vă vreau. Deci să se compare. Să se compare 16 la 11 cu 3 la 31. Păi scoatem pe... Deci să se compare și să două. Să scoatem pe 16 în baza 2 ca să ajungem la... Da, pe 16 îl în baza 2. Deci echivalent cu scrierea numerelor 2 la 4, tot la 11. Da. Deci 2 la 4, tot la 11. Cu vecinul său. Cu 3 la 31. 3 la 31. Cum faci? 2 la 44 e... Și am ajuns. 2 la 44 cu 3 la 31. Cu 3 la 31. Dar am ajuns la adevărul nostru. Nu am ajuns. Nu. 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 Cum? Măi, încă nu-i. Păi eu am ajuns 3 la 31. Nu le pot compara, că nu reușesc 31 număr prim aici. Da. Este număr care are divizor. Ideea care aveam totdeauna să mă duc spre... Divizor. Divizor sau același exponent, visez și eu, n-am. Da. Păi, dar putem scrie 3 la, să scoatem pe 2 la 44, la 2 la 31, ori 2 la 13, da. Păi da. Și tu te duci pe ideea ca să ai 31 și să le poți compara. Da. Dar asta are ceva agățat acolo, 2 la... A 13. 13, care e. E o problemă. Nu te poți descurca. Ce faci? Și atunci zic, băi, ce chestie. Sunt derutat. Eu l-am primit, ești să spre rezolvare. Nu? Nu știu nimic să-l ascuns. Da, așa mai mult un exemplu la o exercițiu de la urmă. Și atunci, eu spun așa. Cum fac? Din experiența care o am, știu că visez spre a duce totul la, sau măcar un exponent, un divizor. Da. Descompun pe 44, dar la duce, dar 31 n-am ce face. Da, putem scrie 3 la 30, ori 3, la 1. Și acum mă gândesc așa, cum ăsta este mai mare decât
3 la 30. Îmi mut atenția să fac pasta. Poate am noroc. Se compar pe 2 la 44 cu 3 la 30. Deci eu acum mă strecor spre 2 la 44. Mă strecor, da, tot pe și 2 la 44. Ce aș putea să fac ca să fie mai ușor? Aș putea să scriu 2 la 30. E mai mic decât 2 la, decât 3 la 30. Nu știu, 2 la 30. Da? E mai mic decât 3 la 30. Ai dreptate. Da. Dar, e prea mare diferența acolo. Adică de 2 la 30, 3 la 30 e o diferență maximă. Mare, mult. Putem să urcăm. Zi, putem să urcăm de la 2 la 44. De la 45. Asta. Și apoi dăm un factor, apoi îl punem ca și cum ar fi. 45. De la 45 să fie 2 la 3, tot la 15. Așa. Și să fie 3 la 2. Deci am strecurat alte două puteri. În loc să-i compar cu ăsta. Le compar cu astea care sunt din interior. La prima oară m-am gândit la asta, că nu am fost sigur. Păi uite, de acum ați plecat cu puiul, deci iată-mă, pe 2 la 45, cu vecinul său, aici a comparat ăsta două. Înseamnă că le compara cu ăsta acum. Și scoate pe față nici pe amândoi. Și 3 la 30. Am redus problema de înainte la asta. Eu spun că o să fie... Și cum ar fi? Zi, cum ar faci pe ăla? Îl facem 2 la 9-a. Totul la 5, acum 3 la 6, totul la 5. 2 la 9, totul la 5. Față de vecinul său, 3 la 3 la 6, totul la 3. 6, totul la 3, totul la 5. 3 în exponentul 5 este comun. Da. Și apoi îl scoate pe... 2 la 9, am vedut problema. Îl scoate la 3, îl bată 3, 6 și 9. 2 la 3 față de 3 la 6. Și puteți să scoatem o bază între bază 3? E cum nu pot. Bază 3, 3 la 3 a totul la 2. 2 ori 3 dă 6. Și din nou? 3 ori 3. Și atunci cum? Concret? Cum s-a traduce asta? 2 la 3 a. 2 la 3 a totul la 3 a. Cu 2 la 3 la... 3 la 2, totul la 3. Și iată, mai treci încă o dată, sigur că o să ne-am... 2 la 3, cum am făcut exemplul nostru? Domnul profesor, dar puteam să aflați mai ușor. Deodată 15. Da, 15. 15. 2 la 3, totul la 15. Am mers în 2 timp, ca să mă propusem cu 5. Da. Da? Deci, am... Tot la exemplul nostru am ajuns. Sigur, pentru că acolo am fost gândit, de acolo am plecat. Așa au zis, să-i greșiți. Deci, autorul. Când așează un legistrat de ăsta dur, foarte dur, trebuie să vă spun că în fața ieșițului, acela de a compara pe 2 la 44 cu 3 la 31, m-a făcut o dificultate maximă. Și mulți nu știu. Nu, cei mai foarte mulți, foarte mulți. Dar, domnul profesor, dacă ne-am dat la un test 2 la 23 a comparație cu 3 la 31... Deci 2 la... 2 la... 23. 23 cu 3 la 31. Bună simță spune de acum. Că 2 e mai mic decât 3. Și 2 la 31. E atât de banală asta, că nu am cum să o comentez. Doar atât a spus. 23 mai mic decât 31. Și 2 mai mic decât 3. Domnul profesor, și lucrul acesta mă duce la... Nu, la ce spun? Mă duci la finalul rapid. 2 la puterea 23 e mai mic decât 3 la puterea 31. Eu mă așteptam să dai așa. 2 la 31 față de 3 la 23. Deci de bune așa. Dar dacă ar fi 2 la... Adică să nu mai mă pot pronunța. 2 la... E mai mic decât 3. Dar 31 mai mare decât 23. Dar 2 la, da, 2 la 50 cu... Păi da, hai să ne oprim aici. 41. Hai să ne oprim aici ca să comparăm aici. Că îi pare un exercițiu foarte frumos ăsta. 2 la 31 față de 3 la 23. Cum se fac? Sunt într-o dificultate maximă. Atât 31 cât și 23. Sunt numere prime. Sunt numere prime. Păi putem să scoatem... Da.
Putem să ne ducem înapoi la 2 la 30 și să spunem 2 la 30. Și la... Deci 2 la 31 și să-l văd pe vecinul său 2 la 30. La 2 la 30 pică în stânga. Deci ai înțeles ce se întâmplă? 2 la 30 e mai mic decât 2 la 31. Atunci spunem în față. Eu trebuie să mă duc în interior. Așa, 2 la 32 și acolo o să tot trebuie să mă duc în... Dar nu știu, nu știu dacă respecte ordinea. Încerc să fac. Deci sunt în dificultate maximă. Dar ce facem dacă e 2... Păi de asta să ne-am epocalizat. Dar nu putem să scoatem 3 la 21? Și apoi eram scoat în baza 3 și pe 2 la 3 se 3 la 21 ce se întâmplă? Eu vreau să te urmăresc. Trebuie să scoatem pe baza 3. Și la 2 la 31 să scoatem pe 2 la 30. Dar tu când, el când zice baza 3, dar tu la ce te referi? Dar la bază ce te referi? Exponentul te referi. Păi, asta mă, când mă duce, mă țineai blocat așa. Exponentul. Deci tu te gândești să... intri cu 3 la 21. Da. Dar de ce 21? Că e motivul de 3. Că 21 așa era 3 ori 7, da? Da. Și aici vrei să compari pe 3 la 30, da? 2 la 30. 2 la 30 intră interior, într-adevăr. 2 la 31 e mai mic decât 2 la 30. E mai mic? 2 la 31. Față de 2 la 30? De la 31 e mai mare. E mai mare, da. Deci nu e bine. Atunci, invers ar fi, nu? 2 la 30, dar mă duc în exterior și... Ăsta din exterior fie cum or fi, dar în interior nu am. Deci trebuie să merg înainte, între cele două urme. Dar dacă scriu 2 la 32... M-am dus în interior, da? 2 este în interior. Da, corect. Deci, atunci, 2 la 31... e mai mic decât 2 la 32. Și dacă am baftă ca ăsta să fie mai mic decât 3 la 23, sunt foarte fericit. Da. Atunci este rezolvată problema. Cum sunt trist din momentul ăsta. Din ce motiv? Că 3 la 23 dacă facem 2 la 32. Dacă facem 2 la 32, când m-am băgat, am deja convingerea că 2 la 31 este stânga. Dar poți să mă mai bag odată de centru? Păi mai bag odată, neapărat. 2 la 33. 2 la 33. Îți trebuie ție 33, tot umbli după multiplu de 3. Eu m-am duce la 3 la 3. Păi e o singură idee. Să mă umbli după multiplul de 3. Stai ca și de să ascultăm și ideea, nici pe aceea o zicem. Dar 32 ăsta este deștept, că e multiplul de 16. Fata 3 la 22. La? 3 la 22. 3 la 22 care intră în interior, nu? Da. Deci, atât, cum tu 32 și cu 23 nu te lipești, atunci ai redus problema 2 la 32. 2 la 31 să țin frate. E mai mic decât 2 la 32. Care e mai mic decât 3 la 22. Care e mai mic decât 3 la 23. Cu emoții, domnule. Dar aici am emoția maximă. Nu știm. Nu știm. Aici se trebuie să vedem. Oricum, dacă rezolvăm asta, gata. Că mărțile sunt... De așa rezolvat. Și puteți să scoatem în baza 2 acum. Cum? Ia zic cu baza 2. Cu 2 la 32 cu 3 la 22. Așa, și cum în baza 2? Păi, cu exponent. Cu exponent. Exponent. De 2. Exponentul. Acum. Cum faci? Păi este 2 la 16. 2 la 16 acolo. 32 îl vezi tu. Da. Acolo 2 la 16. Da. Deci, practic, el reduce comparația între 2 la puterea a 16-a, totul la a 2-a, față de vecinul. 3 la 11-a, totul la a 2-a. Și reduce la un 2. Și acum, își concentrează. Este 2 la 16-a cu 3 la 10-a. Încă nu știu. Să vedem. Deci, acum ne concentrăm.
pe 2 la 16, dacă e mai mic decât 3 la 18. Acum ce mai fac? 11 ori prim. Exact. De? Ne-am blocat așa. Iar ne-am blocat. Bă, nebărâne are nici loc să scade pe 3, 3 la 10. A, stai mă, o idee. Mai intrăm o dată. Mai intrăm în mijlocul ăsta, poate. Poate reușim. Avem bafte. 3 la 10 și apoi nu dăm. Deci vine 2 la 16. Nu știm că e mai mic, credem noi. Credem noi. Mai mic. Da. Dar asta, crede, dacă va fi mai mic decât 3 la 10, din nou care e mic decât, mai decât 3 la 11, deci am uitat toată problema care o aveam în 3 și acum, cum se scriem? 2 la 8, totul la 2. Deci, semnul de întrebare, cum se face? 2 la 8, totul la 2, mai mic decât 3 la 5, totul la 2. 3 la 2 și 2 se taie, totul la 2. Și în momentul de față îmi permit să cam, ca să mai intru cu unul între pe acolo. Ca să mai intru, că deja mi-am dat două. S-ar putea să antipa acest. Exact. Și 2 la 8 ar face cât ca număr? Păi știți voi cât face. Cam 256, cred că. Așa. Da, 256. 3 la 5, 3 care fac 163. 81 ori 3. 283. Oh, ce fericit! 243. Ia uitați-vă, 3 și mai mare. Nu-i mai mic, e mai mare. Mai mare. Și dacă mai mare o luăm de la capăt? Da, venit de faptul că suntem foarte aproape. O luăm de la capăt. Și am sărit în tentativă. Da, voi să trăim așa de des. Atunci încercăm o singură dată să intrăm. Să intrăm. Să vedem cum ne apropiem. Pentru că a fost foarte aproape, foarte aproape. Și n-am ajuns la un adevăr. N-am ajuns la un adevăr, că dacă ajungeam la un adevăr aici, era un tema trisă. Da? Și eu, uitați-vă, n-am ajuns. Ideea este asta, că se pare că asta e ordinea. Că noi am avut o problemă gravă și când ne-am apucat de ghișitul. Că nu știam că într-adevăr 2 la 3 și nu va fi mai mic decât la 23, dar așa din intuiție, din bun simț. Și am început construcția. Dar dacă n-aveam ideea asta, toată construcția a fost proastă. Da, dar aici, acolo la 2 la 32, la prima dată când am intervenit în mijloc, da? Da? Punem de 2 la 33, că și el este mai mare decât 2 la 3. Și 33. Și facem la 3. 2 la 33. Și cu bază fac. Deci 2 la 33. Și ne rezolvă ăsta regele, da? Și față de 23? Nu, față de 3 la 22. Vine 2 la 3. Vine 2 la 3, totul la 11. La 11. Deci nu mai e să mă duc. Nu mai e aici. Atât. Deci mă bag doar cu el aici, 33. Și cred că am rezolvat. Și rezolvă regele, 8 față de 9. Dar cum îți face un regele? Deci și se schimbă tot. 2 la 33. Deci nu neapărat simultan face. Putem să ajungem într-un singur sens să ne băgăm cu un termen intermediar. Numai așa rezolvăm calculul. Ia uitați, dar ne-am dus de două ori și ne-a schimbat. Sigur că ne-a schimbat. Și nu e adevărat. Iată, aici, Mihaela, este momentul de sprint intelectual. Vedeți că ați ajuns la 2 la 32 cu față de 3 la 22 copii? Vă duceți cu 2 la 33. A, dacă și-a dat pe 11. Ca să duceți la 11. Și o să fie 2 la 3, care se poate ca tot la 11. Și o să fie 3 la a doua, tot la 11, care tot așa se poate calcula. Și dacă 2 la 3 o să fie 8 la 11. O să fie 8 la 11 și 9 la 11. Exact. Deci, nu neapărat am sărit cu amândoi și de o parte. Exact, așa unde am ajuns. Pentru că de puțin am depășit, am strigat exact. Legalitatea. Da. Deci aici, în clipa asta, când am ajuns așa. Uitați, 2 la 31, scriu din nou, e prea interesant. 2 la 31. Mai mic decât 2 la 32. Care e mai mic decât 2 la 33. Ăsta am ajuns. Acum este momentul. Și dacă e mai mic... Decât 3 la 22. Decât 3 la 22, care știam sigur că e mai mic decât 3 la... 23, gata. 23, gata, problema. Aici este momentul cu întrebare. Pentru că e definiție. Eu față din nou, domnul profesor, și n-avea nicio șansă. Acolo trebuie să ajung. Exact. Dar Mihaela, insist. Ideea de bază este asta, să fii intuit de la bun început că ăsta e mai mic decât cel bun. Da.
Da? Ca să poți să demarezi corect. Că practic, din miezul ăsta se pleacă. Exact. Aici este problema. Și aici te, s-a tot dus de două ori. S-a mărit spațiul. Da. S-a mărit spațiul. Cu 2 la 32, cu 2 la 31. Deci, 2 la 33 față de 3 la 22 este miezul problemei. Ne rezolvă problema. Și ne ducem înapoi aici doi pași ca să ne ascundem spre un măr prim, 2 la 31, unde da, spunem prim. Da. Și ne ducem un singur paș în partea dreaptă. Și sigur așa, și dacă miezul ne-a dat clar. Deci, în construcție, noi l-am luat până la întâmplat. Mi-a dat din numele astea. Da. Deci m-am fost la treabă, ați văzut. Și câte puncte ne-am dat? La asta. Asta este un ghișit de o finețe. Păi, v-am dat 10 la tablă profesorul ăsta. Deci, 10 la olimpiadă, la asta. Exact. Deci, la olimpiadă, pentru că... La olimpiadă nu merge o cine. Lasă-mă, lasă-mă. Mai bine, dar fii foarte atent. Imediat, dar trebuie să fii foarte atent, exact. Uite, Mihaela, hai să le spunem acum așa. Adevărul să le spunem, domnul profesor. Adevărul, da. Ca să-i ajutăm. Deci, vine... 2 la 3. Întotdeauna. Imediat decât 3 la 2. De aici se pleacă. Dumneavoastră ne-a ajutat. 2 la 3, face 3 la 2. Ridicăm ambii la 11. Ia uitați-vă ce faceți. Da. Deci ridicăm pe ambii la 11. Ia uitați-vă. Și vine 2 la 33. Imediat decât 3 la 22. Care e mai mic decât 3 la 23. Și stop. Iar acum, în stânga mă duc. La... Aici e inegalitatea strânsă. Da, exact. Și acum mă duc în stânga la 2 la 32. Și mă duc încă un pas, 2 la 31. Ca să-mi dea propunerea voastră la întâmplare. Că în momentul în care mi-ați aruncat în față 2 la 31 și 3 la 23, sigur m-ați băgat în dificultate maximă și pe mine. Cine a avut inițiativă, a avut-o, numai eu știu ce am suferit în momentul ăla. Dar pentru că voi ați aruncat numele astea din nevoia de a fi la exponent numele prime, 31 și 23. Și la bază sunt tot numele prime. Și la bază tot numele prime. 1, 2 mai mic decât 3, dar 31 mai mic decât 23. Și, în clipa aceea, din experiența care o aveam, am spus, păi, totuși, tot 2 la 31 trebuie să fie mai mic, față de 3 la 23. Deci, pentru că 2 la 3 e întotdeauna mai mic decât 2 la 2. Pentru că 2 la 3, da, și de acolo se crește, da, se încarcă foarte mult. Sper să ajung așa. Păi sper să ajung așa. Asta e gândirea, ar trebui să fie gândirea voastră. Mă sper să ajung să arăt că 2 la 3 este mai mic decât 3 la 2. Acolo e miezul, acolo trebuie să ajung. Și m-am dus un singur pas aici, nu aici, m-am dus în interior, vă spuneam da, când se mătuc în interior, 2 la 32. Dar eu mă tot grăbea cu ce vrea el, că să fie multiplul din 3. Eu am zis, băi, dar 3 multiplul. Dar mai simplu cu multiplul de... Dacă însă, Darius, aveam aici grijă, după ce am coborât o scară, am coborât o scară cu 3 la 22 față 3 la 23. Uite așa. Păi, uite, între exponentul ăsta, 22 față 23, e un pas. Dar nu trebuie să scoate numele neapărat între ele, nu? Și cum... Nu mai bine interior, Darius, da? Interior. Nu mai bine interior, acolo mă mișcă. În interior? Nu găsiți unul pe exterior? Nu, că nu mă răspund. Dacă dăm în stânga, nu e bine. Nu, nu. O fi față de oată din stânga, dar e prin mai interesat în interior acela, adevărul, să dau peste adevărul la care s-am pornit. Da. Ei bine, când s-a ajuns la 3-22 și avea strădare și cu toții se defectam un pic, 2-11, e un exponent foarte puternic, 2-11. Și asta îmi dă o șansă imensă. Voi da la 32 și vedea că dacă era 33, era 3 ori 11 și va ajuta maxim și nu-i 33 și poftiți. La 32. Așa, mulțumesc frumos. Acum, cred că mai este frumos.
Da, mulțumesc. Nu mai este în ordă, profesor, da, ce interesantă lecția. Da, oamenii stau și vă dați. Deci aici copiii face joc. Ia, pădine, profesor, spate. Ia, uitați aici. Observați că 22 din 2 ori 11. Și se pare interesant. Bă, dacă aș avea și aici 33 și ar fi 3 ori 11, 2 la 3-a, întotdeauna ne-am zis că 3 la 2, deci că 2 ori 11. 3 ori 11, 11 la 11, 2 la 3-a și 3 la 2-a, mamă, ce fain ar fi. Și atunci mă duc iar pe interior. Vezi? Pentru că 2 la 32 este mai mic decât 2 la 33. Și aici am 3 ori 11 și aici am 2 ori 11. Ai spus 2 la 11. Da. Așa. 22-ul ăsta, din care e 2 ori 11, și 3 la 2-a, care înseamnă 9 acela, mă grăbește pe mine spre varianta, dacă am spațiu, să ajung la 2 la 33. Cum eu de la 2 la 32 pot urca. Deci din stânga se urcă câte un pas, iar din dreapta se coboară câte un pas de exponent. Dar nu simultan la amândouă. Corect. Ci acolo unde simți tu că te apropii spre miezul problemei. Dar noi greșim dacă inversăm termenii. Cum adică? Adică acolo la 2 la 31 și 3 la 23, și în loc de 2 la 31 scriem pe 3 la 23, greșim? Dacă inversăm... 2 la 31 și 3 la 23. Adică îl punem 3 la 23. Ai stricat tot. Pentru că în clipa în care tu crezi că ar fi invers, da, că 2 la 31 ar fi mai mare față de 3 la 23, da, gata, ai plecat de lucrurile tot. Pentru că niciodată nu este așa. Nici măcar în interior nu se întâmplă așa. Dar păi de când... Deci nu faci așa niciodată. A fi greșit. Deci greșit. Deci, care sunt pașii? Trebuie să intuiești cam care ar fi. Mai când vezi baza 2, baza 3, te gândești la 2, la 3, față de 3, autorul a avut totdeauna în minte asta. De acolo a plecat. La 3 mai mic decât 3 la 2. La problema asta sunteți dumneavoastră, credeți că asta a autorit? Nu. Suntem cu toți autori. Corect. Pentru că nu voi mi-ați propus 2 la 31 și din 3 la 23. Din nevoia de a face o problemă foarte dificilă. Interesant. După ce eu am explicat pe partea asta și voi ați înțeles într-o măsură, a spus, dar dacă se întâmplă ca să fie și exponenții numere prime, doar la sărbă și bazele, a fost ideea aceea cu 2 la 23 față 3 la 31, deci, care era banală, era banală pentru că se vede 2 mai mică 32. Și ați învățat cu exponenții. Și a zis, hai să vedem exponenții inversați, atunci ce se întâmplă? Și când am zis, ce se întâmplă, nu mi-am convenit. Nu mi-am convenit ca problemă. Deci când mi-am dat-o, am zis, băi, ce mi-am dat-o? Că e dificilă. Că e dificilă. Nu putut răzăm să trag din gură? Na, dacă mi-a venit în minte chestia asta, o Ioane acum. Rezolvă. Da, exact așa. Deci eu am spus-o, dar mi-a părut rău. Și care sunt pașii? Construim în interior. Acum, ideea este simplă. După ce am dezbătut-o și am muncit aici, ne-am, în fața camerelor, am arătat cât de frumusețe este în matematică. Și ce lucru spectaculos se întâmplă. Deci din capul locului, autorii, dacă au compus așa, eu la întâmplare am aruncat exponenția aceea, fără să mă gândesc vreo clipă, dar am zis, Doamne ajută-mă, că oricum, 2, poate am baftă, să mă duc spre 2 la 3 față 3 la 2. Și ați văzut cum ne-am dus și da, cum ne-am ajuns. Da. Ia uitați, la 256 că e mai mic decât 246. Și când am greșit, grăbind câte 2, adică am coborât de aici, am urcat aici, am coborât, am urcat. Și am dat, am schimbat ordinea.
Semnul de întrebare care urma aici nu are să nu fie corect. Și de aceea, dragilor, când găsiți așa niște ieșiții de astea dure, foarte dure, mi-ar doresc să nu le găsiți. Adică să mă trezi să mai cât poate de rău. Să mai cele dinainte, Acum, în condițiile acestea, 2 la 3, mai mic 3 la 2. Și atunci știi cine, pe cine să le iei la stânga și pe cine să le iei la dreapta. Și tu speri ca să reușești în tentativa pe care ți-o propui să arăți că 2 la 3 și nu mai mic decât 3 la 23. Și atunci, faci un singur pas de la 3 la 23. Am făcut pe ăsta, un singur pas, am crescut, da. De la 2 la 31, la 2 la 32. Nu se întâmplă. E greu. Atunci, mai cobor și pe ăsta. Da? Îl cobor și pe ăsta. De la 23 la 22. 3 la 22. Acum e problema aici, între ăștia doi. În clipa asta, dacă aveam inspirația și nu mă alergați voi, poate priveam mai atent, nu știu, n-am făcut-o așa. Asta este ideea lor, primul rând, că întotdeauna mergeți cu ideea lor. Am lăsat timpul să meargă ei. Ei bine, mai urcam un pas la asta, numai un pas, la 32, la 33, și îl aveam pe 11. Care e un exponent foarte dur, 11 e mare. Da. Atât 33 să scrie ca fiind 3 ori 11, cât și 22 ca fiind 2 ori 11. Și să scriu atunci 2 la 3 totul la 11 și 3 la 2 totul la 11 să te batești. Să te batești. Deci, abordați cu încredere, da? Intrați pe interior, comparați ușor. Da? Deci, intrând pe interior. Ce mai important lucru? Sunt pe interior. Da. Și, întotdeauna când vedeți 2 la ceva și 3 la ceva, vă gândiți că autorul a plecat de la 2 la 3 față de 3 la a doua și încercați să-l duceți prin coborâre acolo. Știi? Da. Tot timpul, dacă reușiți. Cu multă grijă. Cu multă grijă, da. Să nu cumva să merge de la două... Nu forțat. Pas cu pas. Pas cu pas. Nu forțat, încet. Cum am mers noi aici. Excelent. Încet, așa. Cu ochiul, cu tot timpul, poate mă apropii de un multiplu. Exact. Sau, ar trebui un divizor cu un la exponență. Un divizor să fie cel mai mare, cum ar fi posibil. Aici am avut o faptă extraordinară, 11 are exact, problemă. Exact. Dar la 31 la 33 ne-am dus doi pași, știți? Sigur. Dar ne-am dus pe interior și atunci am putut să facem asta. Corect, corect. Deci numai pe interior lucrăm și ne oprim la ceea care trebuie să aranjăm. Deci când autorii dau ceva așa de dificil, de la 2 la 3 a comparativ, în comparație cu 3 la 2. Da, asta mai avem 30. Hai, Dania! Să nu uitați să dați like și share. Da, super. Crede-mă că mi-a plăcut mie atât de tare chestia asta, încât vine îl voi visa la mine. Da? Îți spun adevărat, nu mă mint, pentru că am comunicat ceva. O noutate absolută a modului în care comparăm două puteri cu baze, cu baze diferite și exponenți diferiți. Iar în sensul lor de comparare este tot mai invers. Exact, tot mai facem din astea dificile, sperăm dacă au înțeles, dar chiar ne-am putut să viteze, domnul profesor. Am înțeles, deci când găsim pe același divizor comun. Da, deci acolo trebuie să... Da, asta am văzut. Exercițiul am ajuns la 7. Se știe că mulțimea A mai puțin B are 6 elemente. Se știe. Se știe că A minus B are 6 elemente. Are 6 elemente. Are 6 elemente. Mulțimea B minus A are 8 elemente. B minus A are 8 elemente. Da? Aici 6, scrie 6, da? 6 și 8 elemente. Iar mulțimea A intersectat cu B? A intersectat cu B? 3 elemente. Are 3 elemente. Câte elemente are mulțimea A reunit cu B?
A plus 1 plus 2 e egal cu cine? Dacă mai știu eu ce înseamnă A plus 2? Câte elemente are A reuni cu B? Are deci unii cu B. Câte elemente are mulțime A reuni cu B? Cardinal. Cardinalul A reuni cu B e egal cu cine? Cardinalul înseamnă numărul de elemente. Dar să vedem dacă mai știu ce înseamnă A plus B, domnul profesor. Ceva. Da, știu. Ia. Deci, atenție. Atenție, fie A mare egal cu mulțimea formată din elementele 1, 7, 9, 3, 1. 1, 7, 9, 3, 1. Am voie? Nu. Nu am voie să repete elemente într-o mulțime. Deci, nu se dezabilează. O singură dată. Nu se dezabilează asta. Bun. Numărul de elemente se notează așa, cardinal. Cardinalul A egal cu 4 aici. Adică numărul de elemente din mulțimea A este 4, da? Cu asta am stabilit ce înseamnă cardinal. Acum, dacă A egal cu asta, B egal cu mulțimea 5, 9, 7, 11, operațiile care le facem sunt următoarele. A reunit cu B. A reunit cu B. Este... Ce înseamnă reunit? Punerea la un loc. Cele comune. Adică 1, 3, 9. Să spunem 1, 7, 5. Nu, nu, contează ordinea. 1, 7, 9, 3. Dacă se poate din A, la care mai adaug? 5 și 11. Și reunit A intersectat cu B, 7 și 9. Doar cele comune. 7 și 9. Și acum trebuie... A minus B, un pic. Facem un antrenament. Da, trebuie să aminte. A minus B. Dar tot ce în A și nu este în B. Adică 1. Toate din A, dar să nu le vedem în B. 1 și 3. Da, dar îs. Dar îs. Nu ești atent așa. Te-am văzut? Hai să spun ceva, ca să ții minte toată viața. Interferești cu...